spune frumos și bună ziua, eu sunt Fără Sens și mă bucur să vă revăd. Astăzi discutăm o temă foarte interesantă și pe cât este de interesantă, pe atât este de importantă. Deci am nevoie să fiți foarte atenți. Hai să-i dăm drum. Vrei să o agăzi, dar nu știi să-i vorbești. Sau e deja a ta, dar nu-i arăți că o iubești. Ți-a dat papucii și încă sper la o împăcare. El te învață cum stă treaba în relaționare. E chiar tare, înveți totul din mers. Cum să o abordezi, cum să o impresionezi. Să o dai pe spate, nu mă crezi. De play noului episod, Fără Sens. Vreau ca pentru o secundă să-ți pui următoarea întrebare. Și atunci când vrei să o abordezi o tipă, de ce vrei să o abordezi? Este chiar atât de simplu. De ce vreau să abordez tipa respectivă? Cum orice răspuns ai putea să găsești, orice răspuns ai avea, de fapt este unul singur cel real. Și anume că vrei să creezi o conexiune. Vrei să ai de-a face cu tipa în temă, vrei să te culci cu ea, vrei să ai poate o relație, vrei să ieși pur și simplu la o cafea. În orice caz, vrei să ai de-a face cu ea, vrei să creezi o conexiune. O să menționez și faptul că fac acest script deoarece mulți dintre voi îmi lăsați mesaje și sunt mesaje eronate oarecum. Dar înainte de asta vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul acordat. Nu-mi vine să cred că am ajuns la aproape 12.000 de abonați. Îmi amintesc când am plecat și m-am chinuit să fac primii 300. Vreau să vă mulțumesc pentru acest lucru și mă bucur că mergem înainte împreună. Și vreau de altfel să vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru încrederea acordată. Pentru că vezi tu, e foarte greu să intri pe un tip și pur și simplu să-ți descrii viața, să spui, frate, uite ce nu merge, frate, uite, astăzi am pățit asta, uite, m-a înșelat tipa. E foarte greu să te deschizi în fața cuiva și vreau să știți că apreciez foarte tare acest lucru. Și vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru sprijinul acordat. Spuneam că primesc mesaje din partea voastră cu întrebări care nu și-au rostul, sau altfel spus, întrebările nepotrivite. Ideea este că majoritatea dintre voi mă întrebați ce aș putea să-i spun tipei astea sau cu ce frază de deschidere ar trebui să mă duc la ea sau în momentul în care, nu știu, mă privește, cum ar trebui să reacționez. Vezi tu, ai văzut și în clipurile mele foarte multe și mereu vorbesc extrem de des. Nu, practic nu contează, frate, absolut deloc ce urmează să îi spui și sună foarte, foarte dubios, într-adevăr, pentru că totul constă pe de o parte în siguranța de sine, dar pe de altă parte în pur și simplu fapt că tu ești prezent acolo. Deci fii atent pentru că este foarte important. Trebuie să fii prezent în momentul în care interacționezi cu o femeie. Pentru că ea te simte imediat. Dacă tu ești mecanic sau te duci la ea pentru că vrei să prinzi puțină experiență și ești ceva gen, hei, hai, da, uite, te-am văzut și mă gândeam dacă ai vrea să... Înțelegi? Când ar trebui să te așezi pe bancă unde stă respectiva tipă, să fii foarte calm, să respiri și să fii foarte lent. O altă eroare pe care o fac majoritatea bărbaților care în sfârșit încep să abordeze, am văzut, sunt foarte agitați să gesticuleze, să se grăbească, să spună, să nu rămână fără idei. Mai ales de când am făcut clipul în care am spus că nu ar trebui să fie o abordare silențioasă, încât să evitați momentele alea de... Și de atunci, nu știu, mulți dintre voi mi-ați trimis chiar clipul unde oarecum v-ați panicat și mi-ați spus, păi, dar cum ar trebui să țin conversația, trebuie să vorbesc cât mai repede. Nu, greșit, trebuie să fii, cum să zic, se creează o tensiune sexuală în timp ce privești o femeie în ochi, mai ales pentru prima dată când vorbești cu ea. Iar tu trebuie să înveți cu ochii să-ți transmiți ideile, să proiectezi, deci exact ca un proiector, să îi spui ceea ce dorești de la ea doar cu o privire. Asta nu înseamnă, am spus mereu de contactul vizual, asta nu înseamnă să stai așa și să te uiți la ea. Pentru că atunci se uită la tine și va fi ce... du-te, te rog frumos, deci e o intimidare, e o chestie foarte stranie. Ar trebui să fie clar un contact vizual care transmite o stare, care transmite ceea ce simți sau măcar gândurile pe care le ai. De exemplu, ai să mă vezi foarte des pe mine în abordări când... Pur și simplu mă uit la femeie și îi explic cu privirea practică, vreau să fac sex cu ea, iar dacă cumva nu mă înțelege, deși se întâmplă extrem de rar să nu mă înțeleagă, eu spun în față, da, vreau să fac sex cu tine, vreau să am de-a face cu tine. Vezi tu, interacționarea ta în mod, este de obicei foarte greșită, iarăși pentru că pleci deseori cu ideea de a obține un număr de telefon, nu asta te interesează, pentru că numere de telefon aș putea să scot o agendă întreagă, uite așa, și să-ți arăt că într-o singură zi iau 60 de numere și dacă apuc să mă culc cu 5, atunci unde este greșeala mea? Greșeala mea este tocmai asta, că am fost să iau niște numere de telefon.
Abordările fiind foarte scurte, pentru că atunci când vrei să iei un număr de telefon și faci un fel de challenge, că hai să luăm cât mai multe numere într-o zi, cum am făcut în clipurile în care vi le-am arătat, de fapt am ieșit cu două din șapte tipe. Înțelegi? Deci nu creezi o conexiune. Când te grăbești să obții un număr de telefon, de fapt nu știi prea multe despre ea, îi spui ok, vom ieși să aflăm mai multe, dar poate tipa nu este interesată, nu i-ai creat o idee despre ce ai avea tu de oferit, nu ești, în alte cuvinte, interesant, ești doar ceva ce a mai făcut alt tip, a venit, te-a cerut numărul, ea i l-a dat, dar între timp se gândea, băi, da, s-ar putea să iau o cafea cu tipul ăsta, nu știu, nu prea mi-a zis multe despre el, și într-un final s-ar putea ori să nu aibă timp, deci tu trebuie să o faci să-și dorească întâlnirea respectivă. Trebuie să o faci să-și dorească să-ți dea numărul, înțelegi? Deci nu că el certă, știi, ai putea să-mi lași numărul tău de telefon, că aș vrea să te scot. Nu, când eu spui, da, uite, am să-ți dau numărul meu de telefon dacă ești o fată cu minte, de exemplu. O vrăjeală de acest gen este o chestie, deci este o recompensă, nu știu. Verbul acesta sau acțiunea aceasta de a conecta mi se pare oarecum amuzant și este foarte interesant că deseori fac o asemănare oarecum pornografică când spun penisul se conectează cu vaginul. Practic se realizează o conexiune, se unesc două lucruri și formează un întreg. Așa cum într-o mufă bagi un ștecher, înțelegi? Și iarăși se realizează o conexiune. Dar dacă stăm să ne gândim altfel, despre ce vorbim? Despre două corpuri, două forme care se unesc perfect, înțelegi? Deci care, dacă ștecherul ar fi prea mare, dacă ștecherul ar fi, de exemplu, irlandez și tu ai o priză ca în România cu două de alea și aia din Irlanda e cu trei, nu o să intre, frate, nu se potrivește și atunci nu s-a realizat conexiunea. Exact asta se întâmplă când mergi la ea cu fraze mecanice pe care vii la fără sens TV să le auzi. Deci eu îți explic cum ai putea să, deci cum să-ți deschizi mai exact spontaneitatea, creativitatea, să porți o discuție calm, să respiri în același timp, să nu te emoționezi, să înțelegi că tipa de acolo este o persoană ca și tine, are probleme ca și tine, are o viață ca și tine și tocmai de aia când vorbim despre cum, am făcut un clip când am spus cum să scapi de frica de a socializa și ți-am spus exact asta trebuie să faci, să... Ți-am recomandat un exercițiu, să ieși pe stradă pur și simplu să fii sociabil cu toată lumea. Și asta nu însemna să te duci la fiecare să întrebi diverse lucruri, ci doar un simplu salut. Prin simplu faptul că te plimbi pe o străduță sau, mă rog, pe un trotuar, pe unde ai fi tu, și pur și simplu saluți lumea. Salut, 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 oh, ce zi faină, salut, hola, hello. Eu de multe ori eram în România și o spuneam și pe diverse limbi, pentru că era o distracție pentru mine. Vezi tu? Multe persoane, într-adevăr, mă percepeau oarecum un ciudat și atunci lăsau capul jos și își continuau drumul sau mă ignorau sau unele chiar răspundeau aiurea ceva gen, vezi mă dracu de treaba ta, deci o să primești multe chestii de acest gen, dar trebuie să înțelegi că pe de o parte faci ziua mai bună altor persoane și de altfel toată lumea e închisă într-o, deci orice persoană are o cutiuță așa în care se închide datorită problemelor, gândurilor, deci ea este închisă și dacă te uiți pe stradă la persoanele care merg, toate au... nu știu cum să zic, nimeni nu are un chef de a trăi concret, nimeni nu este atent la ce se întâmplă în jur. Toată lumea e ori cu capul în telefon, ori cu diverse probleme în minte, toată lumea are o listă de cumpărături de făcut, are o benzină de pus. Înțelegi, prin faptul că tu dai un simplu salut, deschizi o grămadă de oportunități și oricum le faci ziua mai bună. Să revenim deja la conexiunea noastră. Hai să explicăm în primul rând o chestie. O femeie, în general, are zilnic o grămadă de oportunități, în timp ce tu ca bărbat este oarecum divers, tu trebuie să-ți creezi oportunitățile. Acum, hai să înțelegi alt lucru. O femeie caută mereu să se plase ghidată de un bărbat, deci să găsească un, cum să zic, un mentor, un lider, deci ea caută să fie condusă, ea vrea să rămână femeie, înțelegi? De ce spun acest lucru? Pentru că deseori e posibil să abordezi o femeie, să-ți meargă chiar situația, e posibil să ieși la o întâlnire 2-3 și după aia nu se mai face auzită. Și vreau să spun ce a pățit o prietenă de-a mea chiar acum recent și ne amuzam pe subiectul ăsta. Mi-a spus că a venit un tip la ea acasă, că ea l-a invitat și că nu au avut parte de primul sărut, de alte chestii de genul. Și practic la un moment dat ei s-au așezat pe, deci ea are mai multe paturi, mă rog, stă cu niște colegi, mă rog, apartamentul era gol. Ea s-a așezat pe patul ăsta, dar el s-a așezat pe patul de vis-a-vis. Și aici vine întrebarea mea, băi, de ce? Înțelegi? Și asta era și întrebarea ei de altfel. Și la un moment dat tipa începe cu apropouri gen, băi, nu ți-e frig sau, știi, deci un fel de apropouri să ajungă sub pătură, să...
se întâmplă treaba. Și omul, a, nu, că e foarte bine, am, în general am o temperatură a corpului foarte, foarte bună, nu am probleme. Deci eu eram like, what the fuck, man, like, what the fuck. Și mi-ar deviez de la subiectul principal și anume conexiunea. Și problema este că sunt foarte pasionat de ceea ce fac și deseori deviez de la subiectul inițial. Mă rog, hai să continuăm. E foarte greșit, deci cum spuneam, să vii la mine și să mă întrebi anumite lucruri. Cum ar trebui să deschid o conversație cu o tipă? O frază de deschidere, fără sens, dacă pot să spun. O descriere la poză. Deci, eu pot să-ți ofer aceste lucruri, nu mi este greu. Eu chiar pot să-ți fac un clip, de exemplu, să fac o listă cu o sumedenie de gânduri sau un stil pe care tu... Exact asta e problema. Trebuie să înțelegi că tu trebuie să abordezi acest stil de viață. Deci nu poți să cauți numai fraze. Și puneți întrebarea: Doamne ferește, mâine mă izbește avionul. Slabe șanse. Mâine mă izbește ceva, am crăpat. De la cine mai cauți fraze? Cauți un alt mentor ca și mine și îți va spune și el niște fraze. Moare și ăla sau, pana mea, nu mai ți s-a terminat netul, nu mai ai bani să plătești factura aia, ce ai să faci de acolo? A, păi stai puțin, că mentorii de la care învățam mi-au murit, păi de unde mai am fraze, cum mă descurc? Tu trebuie să-ți implementezi această gândire, ok? Deci, de-aia eu îți dau deseori exemple despre cum ar trebui să abordezi o situație. Și vezi? Cum spuneam, este foarte greșit să abordezi o tipă în mod mecanic. Tu vino la mine pe canal. Uită-te la clipuri, uită-te la ce recomand și din start când auzi că recomand spontaneitatea, ar trebui să te duci în fața oglinzii și să experimentezi o chestie. Dacă tu, în loc să îți vezi, în loc să te vezi pe tine, încerci să te gândești că vezi o femeie și atunci încearcă să vorbești, să vezi ce ai putea să spui și gândește-te puțin la răspunsurile ei. Asta dacă nu ai încercat, dacă nu ai început, scuză-mă, deja cu abordările. Dacă ai început deja cu abordările, știi foarte bine ce o să-ți răspundă. Știi foarte bine că există posibilitatea să te refuze. Știi foarte bine că nu are de-a face cu tine. Poate să aibă o zi proastă. De exemplu, hai să-ți dau un exemplu foarte șmecher. Zilele trecute am ieșit cu niște tipi. Într-adevăr mă ocup de niște tipi, mă rog, sunt italieni. Mi-e greu să-ți spun unde greșesc ei, pentru că au o mentalitate fixată pe PlayStation foarte tare. Mă rog, am ieșit cu ei, le explic cum trebuie să se comporte, se duce la prima tipă care o vede. Bă, era foarte faină femeia, știi? Și, bă, nici nu a reușit să deschidă gura, că tipa îi spune ceva genul, mă, du-te, mă, morții, mătii. Deci ceva, deci du-te, lasă-mă în pace. Deci a zis-o foarte urâtea, în italiană, ceva genul, mă, va, fancul, spari și digua. Ceva gen, du-te, dispar, lasă-mă în pace. A rămas și eu șocat, tipul a venit, a, vezi, am făcut cum mi-ai zis, dar până eu știam că așa o să se întâmple. Tipul era total fucked up, total dat peste cap. Mă rog, s-a supărat oarecum, nu pe mine, s-a supărat că nu i-a mers, mă rog, a căzut jos cu moralul, a plecat acasă, am rămas cu celălalt. Bun, tipul ăsta încă i-ar da, domnule, vreau să experimente și eu, hai, care-i panea mea, care-i chestia. Ieșim, abordează, unele ies, unele nu ies, fii atent în fază dură, că nu am fost atent, eram cu spatele. Și la un moment dat se duce și o abordează exact pe aceeași tipă. O găsim în piață mai târziu, într-un fel de mercat de ăsta. Se uita la niște haine, știi? Și o abordează fix pe aia. Băi, și ca să vezi că îi răspunde tipa foarte frumos și urmează să iasă la o cafea. Și peste 3 zile urmează să facă sex. Și peste vreo încă 4 zile, dacă nu mă înșel, aflăm și motivul pentru care a răspuns aiurea. Îi explicăm că tipul, practic, era un student de-al meu pe care eu încerc să-l învăț în dezvoltare și în relaționare. Și, practic, l-am trimis în... într-o oarecare misiune cu ea. Și am spune, a, ok, mă rog, e fain ce fac, bla, bla, bla. Și o întreb, de ce ai răspuns așa de nașpa? Aș vrea să înțeleg motivul care a fost. Și îmi spune, tipa, fii atent. Deci, practic, primise vestea de la prietena ei că nu mai găsea camera. Avea o cameră foto la vreo, nu știu, $7,000, deci ceva profesionist, ceva foarte tare. Și i-a dat un mesaj pe ea și spune că nu găsește camera prin casă și că problemă. Mă rog, tipa a început să se îngrijoreze, avea o zi fucked up, crezând că a pierdut camera. Normal, tipul când a abordat-o, dă-te-mă în pula mea, lasă-mă în pace, înțelegi? După care, peste vreo 3-4 ore, o sună prietena, nu-ți fă griji, am uitat că am mers în seara aia și am lăsat-o la cutărică, camera este în regulă, stai liniștită. Acum că toată presiunea din ea s-a eliberat, normal că femeia și-a revenit, normal că acum i-ar dea de conversat, de relaționat, înțelegi? Deci, cum spuneam deseori, problema nu este la tine dacă primești un refuz. Și oricâte tentative ai face, ține minte că fiecare, practic, te poartă cu un pas mai sus pe scara succesului în relaționarea cu femeile și în viață de altfel. Acum, că tot vorbim de conexiune, ar fi aiurea să te las pur și simplu cu niște principii. Până acum ți-am spus niște chestii. Hai să-ți spun totuși tehnica abordării ca să realizezi concret o conexiune și va fi foarte dificil la început, dar am încredere că o să reușești. Deci,
cum spuneam, când te duci să o abordezi, nu dorești să-i obții un număr, dorești să obții o întâlnire cu ea. Și atunci trebuie să realizezi o mică conexiune, dacă nu una mai profundă. Vreau să spun că înaintând și în timp și prinzând experiență din toate abordările, este foarte posibil să vorbești cu o tipă 5 minute efectiv și să faceți sex după aia. Deci este foarte posibil acest lucru. Sau este posibil să vorbiți cu o tipă și să ieșiți de 5-6 ori, să stați 3 luni și să nu faci absolut nimic. Bine, acum dacă ești pe canalul meu, știi foarte bine că eu după o săptămână, dacă nu am parte de acțiune, îi spun ceau. Nu pentru că sunt nașpa, ci pentru că pur și simplu mă respect pe mine ca persoană și știu că sunt o ființă sexuală și ea este o ființă sexuală. Și în viață, pe acest pământ, trebuie să experimentăm ca să înțelegem care este persoana pe care o vrem în viața noastră. În tentativa ta de a realiza o conexiune, totul constă în felul în care abordezi situația. Deci, de exemplu, ai văzut o tipă pe bancă, citește o carte sau ceva de genul, te așezi lângă ea, ai un opener, deci deschizi conversația cum trebuie. Ce vreau să ții minte că ar trebui să vorbești lent. Îmi pare rău că nu am o tipă acum să-ți arăt un exemplu. De exemplu, imaginați-vă că am o tipă lângă mine și eu mă opresc acum lângă ea. Bună, eram curios ce carte citește. Și am spune, să zicem că îmi dă o replică nașpa și îmi spune, păi da, ce, nu se vede pe copertă? Dau cartea la o parte, mă uit pe copertă, un titlu promițător, despre ce e vorba? Înțelegi? Deci sunt calm. Nu mă vezi, da, ce carte, sunt foarte chill. Despre ce este vorba în carte? Păi este vorba despre cutare. Sună interesant. Și rest ce faci? Mă refer în viața de zi cu zi, care sunt pasiunile. Înțelegi? Deci când vorbesc sunt foarte, foarte chill. Deci, care sunt pasiunile? Aș vrea să știu ce îți place să faci. Păi îmi place să joc paintball, știu, nu e o activitate pentru o tipă, dar îmi place să fac. Și mie îmi place să joc pe șmecher. Îți place să joci paintball? Mi se pare interesant. Observ pauza pe care o fac, deci nu mă gândeam la ce să-i spun, eu chiar fac o pauză. Îți place să joci paintball? Mi se pare interesant. Și mă uit la ea, înțelegi? Ok, nu, poate nu ar trebui să faci chestia asta cu mușcatul buzei pentru că e prea, prea devreme. În orice caz, aici practic fac pauza și o privesc în o constant. De ce? Pentru că vreau să creez tensiunea sexuală, vreau să aplic presiunea asupra ei. Înțelege? Încă vrea să înțeleagă de ce am abordat-o. Și-a dat seama evident că o plac din moment ce vorbesc pe tonul ăsta, din moment ce o privesc. Și aici totul este un fel de război de a cuceri spațiul dintre noi. Ok? Deci practic eu caut să mă apropii de ea. Acum, faptul că am deschis conversația, faptul că ea îmi oferă totuși niște răspunsuri, înseamnă că e deja interesat, înseamnă că comunicăm. Asta nu înseamnă că ajungem în pat, Doamne ferește, înseamnă doar că nu m-a trimis la culcare, nu s-a ridicat de pe bancă să plece. Bun, deci sunt în discuție. Interesul meu acum este să o aduc în zona de confort. Ăsta este următorul pas. Discutând despre pasiuni. Bun, păi uite, sincer să fiu, nu știu, mie mi-a plăcut mereu fotografia. Știu, e o pasiune, poate. Poate, nu știu, poate mulți încearcă acest lucru, dar mie chiar îmi place, nu știu cum să-ți explic. Am un spirit artistic foarte dezvoltat și îmi vin niște idei creative pentru poze uneori de, îți spun, dacă ar fi să ți le povestesc, te-ai uitat la mine ca la ultimul ciudat. Aici deja zâmbesc, deja oarecum îi arăt că tind să mă deschid față de ea, vreau să-i spun ceva personal despre mine și astfel caut să eliberez puțină presiune asupra ei. Deci eliberez puțin din presiunea ei, pentru că dacă aplic în continuare presiune, s-ar putea să fie gen, ok, vrei să mă fuți și, înțelegi? Eliberez puțină presiune. Și urmează cu, păi, tu ești din orașul ăsta? Poți să te rog un mic favor, foarte, foarte mic, promit. Dar spune, păi, ai un stil foarte, nu știu, ai un stil deosebit, ca să nu spun încântător, să spui că sunt un pic cam cheesy. Ai un stil simpatic și asta am remarcat din prima la tine, motiv pentru care am venit, deci am rămas puțin atent și vreau să-mi explici, ești un, nu știu, ai tendințe de fashion designer sau ești pur și simplu pasionată de acest lucru? Înțelegi, continuăm discuția despre un subiect foarte plăcut, femeile adoră să vorbească de vestimentație și adoră să vadă că ești atent la detalii și că observat poate că unghiile sunt asortate cu tricoul. Momentul în care îi complimentez hainele este practic oportunitatea ideală pentru mine și de fapt asta este intenția mea, să fiu viclean, să ajung să o ating, înțelegi? Deci dacă încep să-i complimentez unghiile, înseamnă garantat că îi ating mâna, mă uit. Dacă îi complimentez hainele,
înseamnă din nou că îi ating materialul, mă uit cumva, intru în zona ei. Vreau să văd aici cum reacționează. Pentru că în momentul în care o ating aici, dacă ea face ceva gen puțin așa, înseamnă că nu mă vrea în zona aia, nu am acces încă, nu am produs confortul necesar și va trebui să staționăm puțin. Acum, e periculos să încerci, dar eu o încerc foarte des. De obicei, tipele mai poartă eșarfe, iar aici este foarte, foarte periculos pentru că îți permiți să pătrunzi în zona ei intimă, într-o zonă foarte, foarte apropiată de aia. Când îi vorbești de eșarfă și că vrei să te uiți la material și... Deja ajungi, practic, te duci spre ea, ești oarecum la gâtul ei, înțelegi? Deci respirația ta este aproape la gâtul ei când te uiți de eșarfe. Ești în zona ei cât se poate de tare și multe tipe vor fi ce țineți distanța și altele te vor lăsa să privești acel. Deja aici deja știi că ai câștigat practic terenul cum trebuie. Următoarea intenție este să te asiguri că ai realizat conexiunea potrivită, da? Deci ți-a permis să intri în spațiile ei, acum ești foarte, foarte sigur că poți să-i ceri numărul și garant aveți și în oraș. Următoarea mișcare este... Păi uite, vreau să spun sincer că mi-a făcut plăcere, mă cam grăbesc, adevărul este că trebuie să plec să mă văd cu prietenii. Uite, lasă numărul tău de telefon, aș vrea să te scot în seara asta. Ești ocupat în seara asta? Păi nu, sau păi da. Cu prima ocazie, când o să avem amândoi puțin timp liber, o să-ți dau un telefon și rămâne să ne vedem, ok? După care iau numărul, caut să-l sărut frumos pe obraz, îi cer și o îmbrățișare, de ce nu vreau seara că sunt deschis la... ideea de a fi sociabil, nu sunt închis în mine, ok, nu știu ce. Bun, vreau să spun că simplul fapt că vrei să realizezi o conexiune ar trebui să fie de fapt, cum să zic, intenția ta propriu-zisă și majoritatea bărbaților se blochează la acest lucru pentru că e văd o tipă interesantă care trece pe stradă. Știu că vor să vorbească cu ea, știu că vor să o agațe, ajung în fața ei și apelează la tot mecanismul ăsta unde se stresează și what the fuck, ar trebui să-i spun, stai, fără sens mi-a spus că trebuie să stau în conversație cu ea, trebuie să mențin conversația fluentă și asta, fraților. Când vă duceți la o tipă, gândiți-vă pur și simplu de ce v-ați dus la ea, ce v-a impresionat. De exemplu, am văzut o tipă, avea părul lung foarte șmecher, m-am dus, exact despre asta i-am spus. Am văzut o tipă care mi se părea interesant, avea un gust interesant vestimentar, avea un gust vestimentar interesant, exprimarea de român. M-am dus la ea, dar m-am putut lega de alt lucru. Ea tot se uita orientativ pe sus. Mi-am dat seama că nu se uita după logo-ul de la H&M. Și atunci am spus, o turistă. Rare ori prin aceste părți. Vreau să spun că e un oraș mic. Dar cum ți-ai dat seama? Că, într-adevăr, vin din Praga. Te văd că te uiți orientativ pe sus. Asta înseamnă că nu ai apelat încă la GPS-ul din telefon și n-am dat seama că ești turistă. Mă rog, am încercat și eu, dar văd că am nimerit. Și de aici am continuat conversația. Nu uita, deci când o abordezi, gândește-te de ce o abordezi. Ce ai văzut la ea? Ce ți-a plăcut la ea? După care următoarea întrebare, bă, ok, am abordat-o, bă, ce vreau de la ea? Vreau să fac sex cu ea, vreau să mă distrez cu ea, vreau să îmi fac o prietenă, vreau să am o relație. Ce vreau de la ea? Și atunci îi spun exact acest lucru. De exemplu, eu deseori, chiar de la prima abordare, caut să introduc subiecte legate de sex, ca să înțeleagă că sunt o ființă sexuală și să înțeleagă că îmi exprim intențiile fără vreun gen de reținere. Pentru că, vezi tu, e plin de bărbați care caută să se ascundă după fraze indirecte, după moșmondicuri de astea în care ei nu vor să se culce cu o femeie. Fraților, bărbații ăștia sunt uși de biserică sau sunt concepuți fără coaie. Înțelegi? În timp ce alți bărbați au impresia că dacă au penis, garantat femeia vrea să îl fută. Deci dacă ai penis, bă, garantat vrea să se culce cu tine. Lucrurile nu funcționează așa. Și totul constă în conexiuni și credeți-mă că noi oameni în general asta căutăm, să ne conectăm. Ne conectăm pentru că ne căutăm jumătatea, cum s-ar spune. Iar jumătatea, sufletul pereche, de-aia se numește pereche, pentru că are aceeași mentalitate ca și noi. Are gusturi asemănătoare, are păreri asemănătoare. De aceea eu nu sunt de acord cu vorba că poliopuși se atrag. Că, da, opusele se atrag. Bă, de când a scos Guess Who, parcă piesa aia, să-mi bapă dacă în România s-a tâmpit. Da, vă rog frumos să scuzați limbajul, s-ar părea că m-am pierdut pe drum și m-am emoționat. Bun. Sper că ți-a plăcut acest script, eu sunt fără sens și până data viitoare, sper să ai succes în relaționare, sper să faci progrese, sper să-mi lași mesaje cu niște vești bune,
sper în continuare să-mi pui întrebări, chiar dacă vezi că mă leg de ele, dar într-un fel îmi deschizi inspirația spre alte clipuri. Nu uita, de altfel vreau să fac oficial anunțul că ieri am încheiat 50 de ședințe am avut pe Skype. Dacă dorești și tu o ședință, mă găsești pe Facebook, chiar în linkul acesta, unde poți să-mi lași, poți să-mi lași un mesaj să-ți spui, fără să-ți dau o ședință cu tine, vreau să înțeleg mai multe despre orice ai dorit să vorbim, putem vorbi. Mi-a făcut plăcere, nu uita să distribui clipul pentru că mă ajută foarte mult, dar nu doar pe mine, pentru că îi ajută și pe alții, toți bărbații care ar avea și ei întrebări la rândul lor. Cred că următorul clip am decis să vorbim despre o insultă pe care femeile o aruncă des asupra bărbaților. Mă rog, insultă, așa o percep majoritatea bărbaților, pentru mine este un compliment și vreau să explicăm acest lucru. Până data viitoare, cum ziceam, numai bine, pace, fraților!